Triumf. Avem pistă biciclistică spre Pipera, tăind parcul Herestreu, acum ai numit regele Mihai I, monumentul lui Michael Jackson. Acolo, în teatru de vară. Asfaltul deja e distrus. Nu mir că a mai rămas bopseaua. Probabil a fost pusă din nădejde. Cam irresponsabili unii sau unele. Monumente pe stânga, pe dreapta. Acela e un curcan. O țin minte din timpul studenței. Prea vă pasă, a? Periculos. Iată de ce nu e bine de pus pistele biciclistice pe trotuar. Pentru că pietonii sunt cei mai imprevizibili. Mai ales dacă e copil, cățel. Acuș face un pas la stânga sau la dreapta. Pe când mașina măcar stă țapână în trafic sau merge, dar previzibil, conform regulilor de circulație. Se întâmplă și acolo abate. Dar eu m-am obișnuit. Acolo e trecere. Cobor de pe piclă, traversez. Urc iară și fac un cerc aici, în intersecția asta, ca așa s-o gândit ai noștri, că e mai bine să ne facă așa pista, cât mai încurcată. Ups, trebuia pe dincolo. Oricum, pista se termină aici la monumentul ăsta cu găuri. Și mai departe se descurcă care și cum poate. Până în Pipiera, unde reapare. Aici încât va trebui să rămân pe, să revin pe carosabil, chiar dacă și acolo e înghesuială mare. Nimeni nu-ți lasă nici un metru, nici jumătate. Trebuie să urci pe borduri. Să riști cu viață.
Așadar, e pistă în pipiera, e pistă în aviator, dar între ele nu-i legătură. Pericol mare. S-a gândit nimeni la noi. Au redus de s-au rupt.